Programul acesta Mamut a început pentru că acum 2 ani colegii mei din echipa locală din Google România, cu toți am conștientizat că trebuie să le oferim colegilor, profesori și elevilor din sistemul educațional din România șansa să se poată angaja foarte ușor cu niște competențe digitale bine pregătite în următorii 5-10 ani. De la acest moment de conștientizare a obiectivului, am început să colaborăm cu echipe din Mountain View, din Londra, care deja au implementat astfel de proiecte și să vedem cum putem să facem în așa fel încât profesorii din România să ne dea pulsul nevoilor lor. Am început o serie întreagă de traininguri prin care ne-am propus să pregătim cunoștințele digitale, în primul rând ale profesorilor, pentru că elevii deja nu numai că știu despre aceste instrumente, dar le folosesc și sunt chiar profesioniști aproape. Astăzi suntem în plină desfășurare a programului în această fază a doua, în care pentru fiecare județ din țară vom certifica, vom forma un administrator care va putea să își ajute colegii din județ. El va fi un guru al tehnologiei digitale și va putea ajuta școlile să implementeze toate aceste resurse. Marea problemă în acest moment este că nu toate școlile au o persoană dedicată în această direcție. Și atunci venim în întâmpinarea acestei nevoi și ne asigurăm că cei care își doresc să facă acest pas spre digitizare sau spre un alt sistem de predare au toate resursele necesare să facă acest lucru.